Să instaurăm o democrație veritabilă, responsabilă în fața poporului. Tocmai acum aceste elemente au căutat să submineze viața noastră democratică. De asemenea, elementele ezitante din rândul armatei față de popor. Armata trebuie să fie element de stabilitate și de apărare a cucerilor poporului. Nu să stea indiferentă. Când vandalii se dau la asemenea acte barbare împotriva poporului. Teoria celor câtorva din așa numitul Comitet pentru Democratizare, că armata să fie pasivă, să apere doar granițele, este o teorie periculoasă, care caută să dezarmeze armata, să o rupă de popor și va ști să se curețe de elementele dizolvante din rândul ei. Unde e rasul? Noi nu vrem să acuzăm pe nimeni pe grați. Jurul dumneavoastră în continuare. Dau cuvântul președintelui Federației Sindicatelor Minieri.